Tratament de lifting cu vitamina C și radiofrecvență Dr. Spiller. Efectele vitaminei C asupra organismului sunt foarte bine cunoscute, însă dacă aplicăm topic vitamina C, obținem multiple beneficii asupra tenului, printre care neutralizarea radicalilor liberi, îmbunătățirea sintezei de colagen și, bineînțeles, uniformizarea culorii tenului, deoarece vitamina C are și ușor efect decolorant. Brandul Spiller creează o linie cu vitamina C sub denumirea de Vitamin C Plus Line, care este destinată tenurilor uscate, fie că sunt mature, fie că sunt tinere. Dacă folosim vitamina C tenurilor mature, practic prevenim îmbătrânirea prematură a tenului, iar dacă o folosim tenurilor mature, îmbunătățim aspectul general al acestuia. Sigur că da, vitamina C o întâlnim sub diverse forme, însă s-a constatat că acidul ascorbic este cel care penetrează cel mai repede bariera de protecție a pielii. Dacă însă adăugăm în creme sau în produsele liniei cu vitamina C, vitamina E, respectiv acid hialuronic, multiplicăm foarte mult efectul vitaminei C, deoarece și vitamina E are efect antioxidant, iar acidul hialuronic creează mediul propice pentru sinteza de colagen. Da, putem să facem în cabinet un tratament anti-aging cu linia vitamin C. Dar dacă asociem și radiofrecvența, din acest tratament anti-aging obținem un veritabil tratament de lifting. De ce? Pentru că undele electromagnetice ale radiofrecvenței pătrund foarte adânc în straturile pielii, unde, încălzind țesuturile, fac ca să se scurteze fibrele de colagen. Totodată, datorită scurtării fibrelor de colagen, se tensionează pielea, adică obținem un efect fermizant. Tot datorită intensificării temperaturii în țesuturile adânci ale pielii, în țesuturile profunde, se intensifică sinteza de colagen. Așa că un tratament anti-aging cu vitamina C putem să-l transformăm cu ajutorul radiofrecvenței într-un tratament de lifting. Sigur că da, putem să folosim vitamina C acasă pentru a menține efectul tratamentului timp îndelungat. Dacă avem de-a face cu un ten tânăr și nu facem tratament de lifting, ci doar un tratament anti-aging, și dăm pentru prevenție, pentru acasă se va folosi crema de zi, respectiv serul cu vitamina C. În cazul în care avem de-a face cu un ten matur, pentru acasă recomand utilizarea atât cremei de zi, a serului, cât și a cremei de noapte și o dată de două ori pe săptămână chiar a măștii cu vitamina C. Și acum să parcurgem împreună etapele tratamentului de lifting cu vitamina C. Avem de-a face cu un ten matur, sensibil, uscat, cu ușoară vascularizație de suprafață, cu ușoare rituri de expresie în jurul ochilor și pe frunte. Deci este benefic să utilizăm vitamina C și chiar și radiofrecvența. Pentru ca în timpul tratamentului să nu mai deranjăm clienta, vom fixa electrodul pasiv la începutul tratamentului. Așa. Și după ce am fixat electrodul pasiv, putem să începem cu demachierea pe care o voi realiza cu laptele pentru ten sensibil, lapte demachiant pentru ten sensibil cu aloe vera. Dacă sunt machiați și ochii și buzele, bineînțeles că vom demachia mai întâi ochii și buzele cu un demachiant special. Voi avea grijă să înglobez foarte bine impuritățile și murdăria sau machiajul, dacă este cazul. După care voi face o exfoliere cu ajutorul peelingului cu enzime, având în vedere că am de-a face cu un ten sensibil.
Dar mai întâi voi îndepărta laptele de macchiato. Folosim, bineînțeles, două mănuși la ușoate. Voi folosi apoi peelingul enzimatic, pe care, bineînțeles, va trebui să-l prepar pe lor. Așa. Voi adăuga puțină apă. Până obțin o pastă care curge de pe pensulă. Știm că peelingul enzimatic, pentru ca să-și facă efectul, nu are voie să se usuce. Așa că ori punem deasupra o folie, ori pur și simplu facem un ușor masaj cu degetele umede, aproximativ 2-3 minute. Și acum, cu degetele ușor umede, voi masa 2-3 minute peelingul enzimatic. Rolul său este de a desface legăturile dintre celulele moarte pentru a le putea ușor îndepărta de pe piele. Puteți să faceți pasta mult mai consistentă decât am făcut-o eu. Este la alegerea dumneavoastră și în funcție de cât de sensibil este tenul în momentul în care faceți deja și un ușor masaj. Dacă puneți sub folie, atunci, bineînțeles, consistența poate să fie mai densă. După 3 minute, îndepărtăm și peelingul enzimatic. După care tonifiem cu ajutorul tonicului cu aloe vera pentru ten sensibil. Tenul este pregătit pentru absorbția substanțelor active din cremele liniei Vitamin C Plus Dr. Spiller. Respectiv vom avea și o etapă de hidratare în care voi folosi fiola Timeless Wood, care are efect permizant. Voi aplica fiola atât pe față, cât și decolteu.
Și voi avea grijă să ajungă puțin și pe pleoapa superioară, respectiv pe pleoapa inferioară. Apoi voi aplica serul cu vitamina C. Voi avea grijă să ajungă peste tot, și pe gât, și pe decolteu. După care, voi pune gelul pentru radiofrecvență. Voi folosi gelul Aloe Palpin. Voi pune din abundență pentru că gelul este cel care ne ajută la pătrunderea undelor electromagnetice în piele. Apoi voi porni aparatul radiofrecvență. Electrodul pasiv l-am poziționat deja. Eu am fixat deja un cap de lucru pentru față cu suprafață mică, după care voi selecta modul de lucru continuu, după care voi selecta manipulul pentru față, apoi voi fixa timpul, care poate să fie până la 10 minute, și apoi puterea de lucru, care la față variază între 4 și 8. Apoi pornesc aparatul și cu mișcări circulare voi acționa de jos în sus. Pentru că astfel reușesc să fac și un ușor drenaj limfatic. Pot să utilizez mișcări circulare sau pur și simplu doar mișcări drepte de jos în sus, de la linia mediană a feței spre exterior. Pe frunte tot așa mișcări circulare. Sau mișcări drepte. Și pornesc pe partea stângă, tot cu mișcări circulare, de jos în sus. Grijă să lucrez și zona buzei superioare, foarte multe lume, prezintă riduri deja în această zonă, la anumită vârstă. Ușor voi cobor pe bineînțeles, pot să lucrez și bărbia. Și să insist asupra ei. După cum spuneam, undele electromagnetice se transformă în căldură și
și în țesuturi se registrează o temperatură destul de ridicată, care face ca fibrele de colagen să se scurteze. De aceea obținem o fermizare a tenului. Și tot datorită temperaturii ridicate, se îmbunătățește sinteza de colagen. Bineînțeles, este intensificată și circulația sanguină, astfel încât aportul substanțelor active pe care le-am pus va fi mult mai mare și va fi mult mai bună și absorpția de oxigen. Astfel și regenerarea celulară va fi mult mai intensă. După ce timpul a expirat, dacă este cazul, vom îndepărta surplusul de gel rămas, după care vom trece la nutriția tenului pe care o vom realiza cu ajutorul cremei de noapte cu vitamina C+, și cu ajutorul uleiului cu avocado. De data aceasta voi îndepărta surplusul doar cu dischete îmbibate cu tonic. Apoi voi mixa uleiul de avocado cu crema de noapte. Și voi face un ușor masaj de relaxare. Thank you.
după care vom îndepărta surplusul, dacă este cazul, cu un șervețel cosmetic. Iar apoi vom prepara masca, care este o mască peel-off și care are nevoie de 90 de ml de apă. Așa arată masca. Vom pune conținutul într-un bol și apoi îl vom mixa cu 90 de ml de apă. Vom obține o pastă omogenă și va trebui să lucrăm destul de rapid pentru ca ea să nu se întărească. După care vom avea grijă de zona ochilor cu fiola, cu aloe vera și colagen, Dr. Schwiller. Sigur că da, putem să o aplicăm cu un bețișor de urechi sau putem să o aplicăm ușor cu degetele. Și voi pune și pe pleoapa superioară, având în vedere că pleoapa superioară este ușor colorată în maroniu și aș dori să uniformizez puțin culoarea pleoapelor cu cea a tenului. Vom aștepta 15-20 de minute până când masca se întărește și își face efectul, după care o îndepărtăm și vom aplica crema de zi. Dacă au trecut cele 20 de minute, putem să îndepărtăm masca. Pentru asta voi umezi ușor mâinile și voi umezi masca în special pe nas și la extremități. Iar surplusul îl voi îndepărta cu o mănușă. Și voi încheia tratamentul aplicând crema de zi cu vitamina C+.
Pentru ca efectele tratamentului de lifting cu vitamina C și radiofrecvență să se păstreze în timp, e bine ca acasă să se utilizeze produsele liniei cu vitamina C. Le putem achiziționa separat, în funcție de necesitățile tenului, sau le găsim sub formă de pachet, care conține serul cu vitamina C plus, conține crema de zi și 3 fiole Wake Up Call care au efect instant de lifting. Tratamentul cu vitamina C plus, fie că este tratament anti-aging sau tratament de prevenție în cazul tenurilor tinere uscate sau este tratament de lifting împreună cu radiofrecvența, pregătește foarte bine tenul pentru vară sau pentru perioada de primăvară, vitaminizând tenul și îmbunătățind toate funcțiile pielii. În speranța că tot ceea ce ați ascultat azi și ați văzut azi vă ajută în practica dumneavoastră de cosmetician, vă dorim succes!